Salut, prieteni! Da, unele păsări se mănâncă între ele. De exemplu, unii vulturi nu sunt împotrivă să ia masa cu cineva mai mic, dar la așa comportament nu te aștepți de la pelicani. Doar ăștia-s tipii care bagă în sacul lor mare de sub cioc pește. Totuși, pelicanii roz chiar au fost observați cum mâncau puii de corp de mare albi. Cei care nu sunt protejați de părinți și care sunt destul de mici pentru a fi înghițiți de vii, adică până la 2 kg. Dar nu vă grăbiți să-i învinuiți, căci de fapt e reacția lor la schimbarea sursei de hrană. Urmăriți gândul. Din cauza pescuitului excesiv de sardine și hamsii, de pe coasta Africii de Sud, populația de corp de mare s-a redus. Le e tot mai greu să găsească mâncare, de-aia părinții lasă puii singuri. Pelicanii și ei suferă de foame. Cândva au cooperat pentru a vâna peștii de apă dulce, dar curând s-au învățat să mănânce mărunțișuri de pasăre aruncate de fermieri. Un comportament normal pentru animale, să mănânci ceea ce nu fuge de la tine. Cât au stat pe dieta de mărunțișuri, pelicanii se simțeau perfect. Numărul lor a crescut grozav. Dar cu timpul această sursă de mâncare a dispărut. Pelicanii au început să sufere de foame din nou și să mănânce pui de corp de mare. Probabil că au un gust asemănător cu măruntaiele. Pelicanii roz mănâncă cu aceeași plăcere pui de cormoran, pui de pescăruși, de chiră de mare și chiar de pinguini. Important e să încapă în cioc. Dacă pe insula Dasen au fi locuit și porumbei, pelicanii i-ar fi mâncat și pe ei. În 2016, londonezii au fost șocați când un pelican alb mare a înghițit un porumbel întreg în fața ochilor copiilor speriați. În parcul St. James. În 2016, fix asta s-a întâmplat și în Rusia. Un pelican roz a înghițit un porumbel într-o grădină zoo din Penza. El s-a năpustit asupra păsării, a prins-o chiar din zbor și a înghițit-o. Martorii au decis că nu-i ajungea mâncare. După cum ați înțeles, pentru pelicane destul de natural și normal să mănânce păsări. Odată ce înghit prada de-a întregul, s-a obișnuit ca în stomacul lor să ajungă atât părți digerabile cât și nedigerabile. Stomacul lor în sine are o structură foarte musculoasă. De aia macină prada în părți mici. Se poate spune că pelicanul mistuie cu stomacul, așa că nu-i prea interesează dacă mănâncă un pește sau o pasăre, cu tot cu pene și cioc. Există însă o explicație a comportamentului pelicanilor care vânează porumbei. Experții spun că pelicanii obișnuiți cu oamenii se comportă mult mai aventuros decât cei din sălbăticie. De aia gustarea lor în formă de porumbei e ceva absolut normal. Ei ar putea la fel de bine să mănânce și restul mesei cuiva din oameni. Așa sunt proiectate animalele. Ele nu sunt statice, nu sunt la fel. Se schimbă în dependență de mediul în care nimeresc și în funcție de cum se schimbă lumea din jurul lor. Astfel, câinii vagabonzi din Moscova au învățat să se orienteze în metrou. Se consideră că din 35.000 de câini vagabonzi din Moscova, aproximativ 20.000 călătoresc zilnic cu metroul. Se pare că pot să identifice în ce tren să urce și unde să coboare. Arată așa de parcă au un plan bine stabilit. Plus, nu simt niciun disconfort de la gălăgie și oameni, pe când câinii de companie care au stăpân deseori sunt stresați, chiar și de la o singură călătorie cu metroul. Cei vagabonzi însă pot și să doarmă, n-au treabă. Probabil că v-a apărut o întrebare destul de logică. Cum pot câinii să se orienteze în metrou? Se uită la schemă și se gândesc, aha, cum trebuie să mă mut pe linia roșie? Adevărul este că nici specialiștii n-au idee cum funcționează asta. Ei folosesc probabil că mirosul, lumina, mișcarea altor pasageri sau poate chiar a anumitor persoane după care se ghidează. A fost menționată și ideea că câinii ascultă anunțurile și înțeleg despre ce stație merge vorba. Sună nu chiar credibil, nu? Dar se știe că câinii pot memora sensul cuvintelor, deci de ce nu? Coyoții din Chicago s-au integrat totalmente în viața de oraș, sau așa cred ei. De exemplu, unul dintre ei petrece toată viața la cimitir, mâncând puiul pe care oamenii îl lasă de obicei duminica. Cât de straniu n-ar suna, dar în Chicago trăiesc peste 4.000 de coioți. Adică nu vin din pădure, mănânc apoi, fug înapoi și trăiesc acolo. Ei chiar sunt din oraș. Se țin departe de oameni și nu par să prezinte o amenințare. Autoritățile orașului desigur că știu despre asta.
În ultimii ani au elaborat niște reglementări pentru siguranța interacțiunii între oameni și coioți. Ei consideră că animalele au dreptul să se afle în oraș și să se lupte cu dăunătorii. Chiar și atunci când oamenii prind coioții, fac asta de dragul lor și vorbesc acum fără sarcasm. În anul 2020 de Crăciun au fost prinși doi pui de coioți bolnavi. Micuții chiar arătau rău și erau epuizați, așa că au fost luați pentru tratament, apoi eliberați înapoi la același cimitir. La urma urmei este casa lor. Animalele și-au schimbat comportamentul natural pentru a se adapta la viața în contact strâns cu oamenii. Spre deosebire de alți coioți, cei din Chicago duc o viață nocturnă. Ies afară când majoritatea oamenilor merg acasă. Mai puține întâlniri cu oamenii este egal cu mai puține probleme. S-au învățat să călătorească și să traverseze autostrăzile aglomerate. Coioții chiar și se uită prin părți înainte de a trece drumul, iar unii oameni încă până în ziua de azi nu s-au învățat să facă asta. Apropo, există o legendă că orașul însăși cumva i-a adus pe coioți la cimitir, ca ei să se lămurească cu ratonii. Nu știu cât de adevărat e asta, dar ratonii într-adevăr nu mai sunt găsiți pe la cimitire. În schimb, coioții da. Până coioții au devenit locuitori cu drepturi depline a orașului Chicago, lamantinii din Florida au inventat jacuzziul sau ceva de genul. Cu vreo 70 de ani în urmă au făcut o descoperire uimitoare. Apa caldă care curge din centralele electrice servește ca adăpost perfect pentru iernare. Acum mii de lamantini petrec iarna aproape de centralele electrice, care folosesc apele reci din ocean pentru răcire, apoi o eliberează înapoi caldă. Parțial din cauza asta, populația lamantinilor s-a mărit de la 1000 la 7500 de indivizi în ultimii 50 de ani. Mai mult de jumătate se încălzesc în jacuzziul artificial. Dar există o problemă. Mai devreme sau mai târziu, acele centrale electrice se vor închide. Desigur că asta nu se va întâmpla azi sau mâine. Probabil că în următorii 20 de ani vor avea apă caldă. Iar apoi vor trebui să se gândească cum să supraviețuiască fără un loc confortabil pentru iernare. Iar lamantinii nu iubesc deloc apa rece și se îmbolnăvesc rapid când apa scade sub 20 de grade. Boala poate duce la moarte. Perspectivele nu sunt chiar îmbucurătoare și iar vina omului. Bine măcar că leii care se cațără prin copaci nu au nimic de a face cu activitatea umană, probabil. O vreme se considera că leii care se cațără pe copaci trăiesc doar în parcul național Lake Manyara în Tanzania, dar se pare că acest comportament este mult mai răspândit. Leii cățărători au fost observați peste tot. De la Parcul Național Serengeti până la Parcul Național Kruger din Africa de Sud, de asemenea în Botswana și în Uganda. Dar de ce pisicile gigantice se urcă pe copaci? Nu pare a fi cea mai ușoară activitate pentru ele, adică pot urca cumva, dar cu coborârea au probleme, totul e din cauza structurii ghearelor. Există o listă de teorii. Pe ramuri, temperatura e mai scăzută și dat fiind faptul că crește în fiecare an, leii se urcă pe copaci tot mai des. După altă teorie, leii evită pământul și iarba umedă sau se urcă mai sus pentru a evita insectele. Cu cât mai mulți lei demonstrează așa comportament, cu atât mai probabil că puii îl vor moșteni. La urma urmei, ei îi urmăresc pe cei mari și repetă tot ce fac. Dacă va continua așa, peste câteva zeci de ani vom primi o populație de lei care preferă să trăiască pe copaci. Asta da întorsătură. Dar știți ce e și mai straniu? Crocodilii pot să se cațere și ei în copaci. Ha, ați crezut că veți scăpa de un crocodil urcând în copac? Unele reptile au fost observate la o înălțime mai mare de 9 metri. Este surprinzător, fiindcă din punct de vedere al anatomiei lor, crocodilii nu sunt adaptați la așa mișcări. Ei nu au cu ce să se apuce de ramuri ca să urce mai sus, spre deosebire de maimuțe și leneși. Totuși, crocodilii și aligatorii fac asta, se urcă pe copaci. Probabil că și aici merge vorba despre regularea temperaturii corpului, mai ales că atunci când ești mai sus, poți cu ușurință să urmărești tot ce se întâmplă în jur. Când ești un buștean cu labe care se târăște pe jos, schimbarea perspectivei în așa fel poate fi chiar foarte utilă. Cu părere de rău, nu au fost înregistrați pe cameră prea mulți crocodili cățărători,
Se sperie foarte ușor și cade pe ramură îndată ce au fost descoperiți. Se pare că se rușinează. Se urcă oare crocodilii pe copaci din cauza oamenilor? E greu de spus. E mai greu să vezi influența omului aici decât în cazul cu gunoiul. Aici totul sigur e clar. Poluarea globală și toate astea. Dar și la ele animalele s-au adaptat. Pe plajele insulelor Okinawa, situate în sudul Japoniei, în Marea Chinei de Vest trăiesc raci care au început să folosească gunoiul drept casă. Pentru raci este vital să aibă o casă de mărime potrivită, altfel pot să moară. Pentru cochilii se desfășoară lupte întregi. Folosirea gunoiului este o modalitate bună pentru soluționarea problemei cu locuințele. Merge totul, să aibă plus minus o formă potrivită, de la capace de pastă de dinți la cupe de plastic. Racii nu sunt pretențioși în materie de stil. Și caracatițele se pare că operează într-un mod similar, utilizând gunoiul precum plasticul și sticlele, ca deghizare, sau chiar și ca loc pentru depunerea ouălor. Zeci de ani de zile, cercetătorii și scafandrii au urmărit cum caracatițele examinează gunoiul de pe fund și, după cum înțelegeți, e destul. Dacă animalului îi place acel gunoi, îl folosește pentru scopuri personale. Și după cum ne arată cercetările, asta se întâmplă foarte des. De asemenea, oamenii de știință au aflat că caracatița preferă sticla, nu plasticul. Poate că este legat de faptul că sticla emită mai exact textura și senzația de scoică, iar plasticul e plastic. Și acum, cum vă pare acest fapt? Caprele se luptă cu berbecii, fiindcă se topesc ghețarii. Când am auzit de asta prima oară, am fost gen, what? Haideți să ne lămurim care e treaba. Pentru asta ne vom transporta în munții stâncoși. Oamenii de știință au explorat întinderi de circa 2400 de kilometri și au constatat că între berbeci și capre de zăpadă se desfășoară o adevărată confruntare. Asta se întâmplă la înălțime de 4200 de metri. Ce au ghețarii cu asta? Da, se topesc și nu e o noutate. Topirea lor eliberează zăcăminte de sare și potasiu, care sunt apreciate de ambele specii, și berbecii și caprele leagă aceste minerale pentru a primi niște nutrienți foarte importanți. Speciile astea de obicei nu sunt în conflict, dar asta e atâta timp cât nu se ciocnesc lângă o sursă de sare, iar atunci se începe lupta. Doar că în 80% dintre cazuri câștigă caprele de zăpadă. Deși ambii adversari sunt destul de excelenți în galoparea munților, caprele au în arsenalul lor niște coarne ascuțite ca lama. Plus, sunt foarte asertive și nicio dorință a vreunui berbec să lingă măcar un colț de sare nu le va opri. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!